Să termină a șaptea zi de campionat mondial și așa cum v-am obișnuit deja, este vremea concluziilor. Ni le aduce Dan Udrea și Basara Pandoro. Domnilor, vă ascultăm. Bun găsit, Florin. Mulțumesc. Alături de mine, Basara Panduru, cum ai spus și tu. Analizăm ce s-a întâmplat astăzi. Trei mari favorite, trei victorii, toate chinuitoare. Dar să vorbim un pic de Spania. Chiar s-a chinuit și a câștigat doar cu 1-0, deși era mare favorită. Concluzii, Pandic, după acest meci. Au avut mari probleme Spania, mai ales în, în prima repriză. Au reușit să marcheze un gol dintr-o minge deviată în piciorul lui Diego Costa. Au atacat, au avut posesie, dar prea puține ocazii. Iranul cu mai mult curaj, dar curajul ăsta ți-l dă valoarea. N-au avut valoare de, de acest meci. Uh, spunea că poate cu mai mult curaj Puteau să, să obțină alt rezultat Au avut câteva ocazii O mare ocazie acolo la centrarea de pe partea stângă Când îi dă printre picioare lui uh, Lui Pichet uh, Jucătorul din Israel Centrează în fața porții și cap peste poartă Dar până la urmă Cred că este o victorie meritată Chiar dacă Spania nu a convins deloc În acest meci Bun, hai să analizăm un pic uh, modul în care a jucat uh, Spania și o să vedem și primul 11 la care a apelat uh, Hiero. Un 4-1-4-1, nu? Practic a jucat Spania. Uh, da, cam așa, uh, deși în partea dreaptă era corect, cu Lucas Vasquez, în partea stângă Isco uh, intra de cele mai multe ori în, uh, în centrul terenului, lăsând partea uh, stângă acolo pentru Jordi Alba. Uhum. Asta ne și explici un pic, uh, practic, dinamica Spaniei în acțiunile de atac, în special, pentru că, în apărare, lucrurile au fost uh, clare. Și de ce a avut dificultăți mari, totuși, cu atât de mulți jucători tehnici de mare calitate? Uh, da, ei sunt tehnici de mare calitate, dar nu mai sunt ce erau acum ceva timp. Iniesta, de exemplu, este un jucător care, după părerea mea, nu joacă nici la 30% din ceea ce juca el pe vremea Busquets, Xavi, Iniesta. Este un jucător, într-adevăr, care face niște lucruri, dar dacă îl compar cu ce era cu câțiva ani, este departe. Lucas Vazquez și-a cam ținut partea aici, da? El a cam jucat aici, în partea dreaptă. Îl spuneam că Isco intra mult în, în centru, partea stângă aici era a lui Jordi Alba. Au avut mari probleme pentru că... A Iranul s-a apărat, da? Cam așa arăta exact Iranul, da? Sunt jucători înalți, jucători puternici, jucători care din punct de vedere fizic au stat foarte bine, cel puțin în, în prima repriză. Au încercat să facă alte lucruri în repriza a doua, aveau probleme când trebuiau să se retragă și nu mai respecta ceea ce le-a cerut antrenorul, dar trebuia să marcheze gol. Dar este foarte greu, vezi, chiar cu jucători tehnici, este e foarte greu să treci, să ajungi și să dai. Goluri. Probabil că cele trei echipe care au câștigat astăzi uh, sunt mulțumite datorită faptului că au reușit victorii chiar dacă într-un fel surprinzătoare, nu prea te așteptai da, la, la rezultatele astea de 1 la 0, deși trebuie să fiu corect, cel mai greu meci după părerea mea l-a avut Portugalia pentru că în naționala Marocului erau câțiva jucători, 6-7 jucători de calitate. Apropo de Portugalia, că vreau să analizăm și cifrele lui Ronaldo, dar cifrele lui Ronaldo din ambele meciuri pe care le-a jucat în, la acest mondial, pentru că este clar cel mai în formă star de la acest mondial și iată, le avem aici. Arată foarte bine, nu? Arată foarte bine. Aici este. Poate o problemă, da, un șut pe poartă în meciul cu, cu Maroc și la pase, dar a fost, a fost al meci a fost un meci de fapt în care Portugalia, o să, să, să spună mulți domne, a câștigat cu inima meciul ăsta. Au știut să sufere ca să câștige meciul ăsta. E clar că au știut să sufere și până la urmă au suferit și la campionatul european pe care l-au câștigat. Să nu uităm că nu au câștigat decât un singur meci ăla cu Țara Galilor în 90 de minute. În rest, toate meciurile până în finală s-au dus în, prelungiri. Dar au suferit mult. Marocul nu cred că merita să piardă meciul ăsta. La ce au jucat trebuia să obțină cel puțin un rezultat de egalitate. Mulțumesc, Pan.